Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. La numai câteva zile de la cea de-a doua rundă a negocierilor în domeniul justiției și afacerilor interne, corpurile academice ale instituțiilor de învățământ superior juridic românesc au adresat Parlamentului Uniunii Europene solicitarea de a analiza cu toată responsabilitatea situația creată prin amendamentul care propune suspendarea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană pe considerentul existenței în România a unei justiții corupte și subordonate factorului politic. O dezbatere despre acest eveniment și, de fapt, o dezbatere despre un răspuns la întrebarea cât de coruptă este justiția în România, o să încercăm să aflăm în această seară și pentru asta am invitat în studioul nostru pe domnul profesor universitar dr. Avram Filipaș, profesor de drept penal, rector Universității Titu Maiorescu. Pe domnul profesor universitar dr. Momcilo Luburici, rectorul Universității Dimitrie Cantemir. La fel, în studioul nostru se află doamna Maria Huza, președintele Tribunalului București, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Bine ați venit! Cred că e o situație destul de grea să convingeți, să spunem, Uniunea Europeană de faptul că în România justiția nu este coruptă și un examen și mai greu în fața telespectatorilor români, pentru că e foarte greu să-i convingem pe oamenii care se lovesc în fiecare zi de probleme în justiție de acest lucru. Dar vom încerca să o facem. De ce această scrisoare, în primul rând? Această scrisoare noi am conceput-o având în vedere și circumstanțele care există acum în ceea ce privește discutarea în Parlamentul European a moțiunii pe care dumneavoastră o cunoașteți, și anume există intenția ca România să fie înlăturată de la masa negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană pe motivele pe care domnule Tucăr le-ați exprimat mai înainte, și anume că în România este o justiție coruptă și că ea, justiția, este subordonată factorului politic. E bine, noi am considerat, ca reprezentanți ai societății civile, pentru că în această calitate noi suntem aici, în același timp ca reprezentanți ai vieții juridice, profesori ai facultăților de drept, da, și specialiști în același timp, sigur, am considerat că criteriile care au fost folosite în prezent de reprezentanții Uniunii Europene pentru a ajunge la asemenea concluzii, și anume că justiția în România este coruptă și că ea este subordonată factorului politic, sunt criterii care nu sunt semnificative pentru întreaga realitate românească și pentru întreaga activitate a corpului magistraților din România. Adică noi invităm prin această scrisoare Parlamentul European să facă o analiză aprofundată și semnificativă a tuturor factorilor care în acest moment marchează reforma justiției în România. Credem că o asemenea concluzie este o concluzie intempestivă, o concluzie cam globalistă, care nu ține seama de o anumită diferențiere ce trebuie făcută cu privire la capacitatea noastră de a implementa în acest moment reforma în justiție. Noi credem că nu trebuie să se îndoiască de buna credință a noastră. Am înțeles, dar până aici, spuneți-mi, ați avut vreo întâlnire cu reprezentanții ai Uniunii Europene, cu cei care până la urmă întocmesc raportul de țară, sau au fost întâlniri numai cu factorii, să spunem, de decizie la nivelul guvernamental? Acum, dacă îmi puneți o asemenea întrebare, eu cred că răspunsul ar fi că da, că am avut asemenea întâlniri. Ele n-au fost însă întâlniri care s-ar putea, cum să vă spun eu, pune în același factor de ordine cu activitatea factorilor politice responsabili pentru activitatea României la Uniunea Europeană. Dar am avut asemenea întâlniri. Spre exemplu, o Comisie a Uniunii Europene pe probleme de drept a dorit să aibă o discuție cu specialiști din România și pe lista pe care Ministerul Justiției a indicat-o, spre exemplu, am fost și eu. Și eu pot să vă spun că am avut o asemenea discuție cu reprezentanți ai justiției din țările Uniunii Europene. O discuție foarte interesantă și elocventă. Am înțeles. De ce este invocată tot timpul, sau de ce este adusă tot timpul în discuție justiția? Ca fiind coruptă, ca fiind subordonată politic. De unde pleacă toate aceste acuzații? Asta este problema care ne deranjează și vreau să vă spun că magistrații sunt profesioniști deosebiți. Magistrații sunt onești. 99,9% din magistrații sunt cinstiți, muncesc. Munca magistratului este muncă decisivă.
Și nu înțelegem de ce această exprimare generală despre corupția sistemului judiciar din România. Poate că au fost cazuri de corupție. Poate că nu toți magistrații au înțeles să adere la normele codului deontologic. Poate că nu toți magistrații aplică corect legea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se aplice și să se pună, să pună o pată pe întreg sistemul judiciar din România. Noi, magistrații, suntem într-un plin proces de reformă. Un proces complex. Un proces psihologic, sociologic, moral și profesional. Și cred că ar trebui să fim lăsați să ne facem datoria așa cum știm. Aceasta impune o concentrare totală, o concentrare absolută, lucru care nu se poate realiza dacă activitatea noastră este perturbată, este agitată de unii sau de alții care n-au niciun fel de legătură cu sistemul nostru. În această seară vom intra în legătură și cu telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc în fiecare seară și cred că sunt cei mai în măsură să pună întrebări, să vă adreseze întrebările legate de corupția din justiție sau întrebări legate de independența justiției și v-aș ruga să răspundeți la aceste întrebări. Până atunci, v-aș ruga să răspundeți la o altă întrebare și anume, se vorbește de faptul că justiția ar fi subordonată politic. Puteți să explicați telespectatorii noștri care este, să spunem, ierarhizarea în ceea ce privește magistrații și magistratura în România pentru a înțelege mai bine mecanismul prin care pot avea loc aceste presiuni și chiar, vă rog. Îmi dați voie să răspund tot eu. Vă rog. Sunt numai președintele Tribunalului București, dar sunt și membru în Consiliul Superior al Magistraturii și cunosc foarte bine aceste probleme. Se vehiculează des probleme de ca lipsa de independență a magistratului, imixtiunea factorului politic în actul de justiție, lucruri care sunt false. Vreau să vă spun că acum, într-adevăr, independența magistratului este reală, că putem vorbi de adevărata putere judecătorească. Independența magistratului este evidentă și este fundamentată pe textele actualei Constituții. Prin crearea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul care reprezintă alături de instanțele judecătorești și alături de Înalta Curte de Casație și Justiție autoritatea judecătorească, pornind de la cele două principii constituționale, separarea puterilor și echilibrul puterilor în stat, consider că independența magistratului este asigurată. Și în ce constă, de fapt, rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenței justiției? Deși legea de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii este în proces de elaborare, în prezent, aproape toate atribuțiile Ministrului Justiției au fost preluate de Consiliul Superior al Magistraturii, adică promovarea magistraților, delegarea magistraților, detașarea magistraților, toate aceste componente care țin de cariera magistratului au fost preluate, cum spuneam, de Consiliul Superior al Magistraturii. Președinții curților de apel, deci președinții instanțelor, propun Consiliului Superior al Magistraturii promovarea magistraților. Ministrul Justiției nu are niciun fel de implicare în acest moment în cariera magistratului. Mai mult, selecția magistraților. Procesul de selecție are în vedere performanțele profesionale ale magistraților. Are în vedere moralitatea magistraților. Și spuneam, majoritatea magistraților sunt de o probitate morală și și pregătirea profesională a acestora deosebite. Da, mie îmi pare rău că o scrisoare atât de importantă, o scrisoare a dumneavoastră, a profesorilor universitari, cei care reprezentați sistemul juridic, cu ghilimele dacă vreți, a trecut prea puțin observată și a fost prea puțin dezbătută. Ne ocupăm de obicei de fleacuri și de scandaluri care țin de lucruri minore până la urmă. Trebuie să le spunem telespectatorilor că această scrisoare pe care ați adresat-o Parlamentului Uniunii Europene a fost semnată de cadre didactice, de magistrați, de la Cluj-Napoca,
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca, din Iași, Universitatea Mihai Cogălnicianu, Timișoara, Oradea, Târgu Jiu, Sibiu, toate marile centre universitare. Mi se pare un lucru foarte important, dar până să vorbim de importanța acestei scrisori și vom reveni asupra acestui lucru, scrieți undeva în această scrisoare că reforma justiției românești aflată în plină desfășurare reprezintă nașterea unui nou sistem legislativ și a unui nou sistem judiciar. Judiciar, da. Ce înseamnă acest lucru? Da, domnule Tuca, deci sunt cele două coordonate ale reformei judiciare. Întâi de toate ne trebuie legea pe baza căreia să reformăm justiția. Asta înseamnă sistemul legislativ. Iar după aceea sistemul judiciar, sistemul organelor judecătorești și activitatea lui se subordonează acestor legi care și ele se subordonează, după cum știți, principiilor constituționale. Știți acuzațiile care vin de Știu. Nu s-a făcut reformă justiției. Da, exact asta spunem noi în scrisoare. În nicio țară civilizată, domnule Tucă, reforma justiției, care presupune crearea acestor două mari sisteme, și cel legislativ și cel judiciar, nu s-a făcut dintr-o dată. Vârsta democrației noastre este de 14 ani. Atât este vârsta democrației în România după o noapte lungă de aproape 50 de ani. Lăsând deoparte ceea ce s-a întâmplat mai înainte a celui de-al doilea război mondial, dar care s-a îndepărtat într-un fel de noi, după cum știți, din păcate. Dar de 14 ani există democrația în România. În acești 14 ani, un sistem legislativ coerent, așa cum le vrea Uniunea Europeană, și un sistem judiciar, așa cum le vrea ea, putea să înceapă ceea ce noi am făcut, dar nu se putea definitiva. Dar noi suntem pe cale ca să-l definitivăm acum. Vom vorbi imediat despre ce va însemna definitivarea acestui foarte important demers pentru România. Bună seara! Seara. Vă ascultăm, doamnă. O problemă. Respect invitații care îi aveți la ora actuală în emisiune. Dar ceea ce nu pot respecta este modul în care se aplică legea în toată țara asta. Este vorba de magistrații care nu-și fac corect datoria, dosare necitite, hotărâri copiate una după cealaltă. Oare când se va ajunge la o corectitudine în problema aceasta? Deci dacă un magistrat a dat o hotărâre, un judecător a dat o hotărâre, ceilalți au copiat-o după prima hotărâre. Vă mulțumim pentru întrebare. Bună seara! Bună seara! Dosare necitite, hotărâri copiate una după cealaltă? Da. Unde ții pe dumneavoastră judecător? Cred că sunt. Eu sunt profesor. Da, cred că tot eu sunt în măsură să răspund. Da. Vedeți, se întâmplă un fenomen la noi în țară. Sunt foarte multe fenomene care se întâmplă, dar în justiție se întâmplă unul. Într-un dosar sunt cel puțin două părți, da? O parte câștigă, o parte pierde. Partea care pierde este nemulțumită. Este firesc să fie nemulțumită. Asta nu ne deranjează. Bun, am și auzit că sunt foarte multe dosare. Sunt foarte multe dosare. Sunt doamna președintă, cu câte dosare intră un judecător în instanță? Pe rolul Tribunalului București, în 2003, au fost 70.867 de dosare. Pe rolul Tribunalului. Da, 70.000 de dosare. Păi împreună cu judecători, 70.000 de dosare. Împreună cu doamna președintă, spunând că în 2003... în toată țara au fost 1.000.000 de dosare, din care 700.000 sunt cele civile și celelalte penale, la un număr de 4.000 de judecători. Păi chiar așa cum pot 4.000 de judecători să... Este normal să se întâmple uneori ca o sentință să nu fie perfect formulată, nu? Se poate întâmpla să existe între două sentințe niște similitudini. Dar acest lucru nu este real, pentru că fiecare caz este individual și trebuie să găsați cu o soluție și o aplicare concretă în lege. Și problema mai este ceva, domnule Tugă, noi nu negăm situațiile negative care există în justiție și există în toate domeniile vieții sociale. Deci este limpede că pot exista situații ca cele care au fost arătate de către interlocutoarea noastră și care chiar așa s-au petrecut. Nu negăm lucrul acesta. Noi altceva vrem să spunem prin această scrisoare și am vrea să se păstreze semnificația ei. Că nu aceasta este, ca să spunem așa, emblema justiției române. Și că nu caracterizează corpul magistraților români faptul că undeva, la o instanță judecătorească, se poate întâmpla în orice țară, un dosar să nu fie soluționat corect,
să nu fie citite documentele de către instanța de judecată și așa mai departe. Așa ceva există în toate țările din lume și există și la noi. Problema este că nu trebuie pe aceste cazuri, după părerea noastră izolată, să fie caracterizată întreaga justiție română ca fiind coruptă și incapabilă să facă față problemelor juridice ale cetățenilor. Că în situația în care reforma se găsește în prezent, noi mergem exact pe coordonatele pe care ni le-a indicat Uniunea Europeană și că noi, în realitate, reușim să facem această reformă. Vom vorbi despre ce înseamnă reforma și când credeți că va fi ea terminată în domeniul justiției. Luăm o nouă legătură telefonică. Bună seara! Bună seara, domnul Tucă! Vă ascultăm! Eu mă numesc Șerbănescu, sunt de la Brăila și aș vrea să vă ridic o problemă care mi se întâmplă nouă. Deci, absolvent al facultății Dimitrie Cantemir, care nu poate să se angajeze, să intre în sistem, care mi se pare o corupție, pentru că peste tot se cere să aibă vechime în această activitate, vechimea doar în școală. Pentru că ca avocat în barou sunt primiți fie avocaților, ca notari sunt primiți tot copiii sau rudele acestora și tot legat de notar, ca să poți să-ți revendici un act de succesiune, un apartament și două mașini, se plătește 16 milioane. Un judecător primește aceea sumă de bani pentru o sentință dată într-o singură zi. Vedeți, sunt probleme care par minore, dar care sunt de actualitate și ne lovim de ele zi de zi. Vă mulțumim pentru telefon. Îmi cer scuze dacă v-am deranjat. Nu, să știți că o să râdeți, dar emisiunea chiar e făcută pentru asta, deci nu ne-ați deranjat. Poate i-ați deranjat pe domnii invitați. Bună seara. În niciun caz. Vă rog. Dați-i voi, pentru că e vorba de un student al Universității Cantemir, unde sunt rector, să spun ceva. Pentru angajarea cuiva în avocatorie trebuie să dea un examen. Și în magistratură și în avocatorie, examenele sunt foarte grele. Puțini reușesc să ia aceste examene și cei care reușesc, să știți că le iau pe criterii profesionale, nu pe intervenții și pe rude, cât suntem noi informați. Dar vreau să spun ceva. Poate nu m-ați întrebat și ea trebuie să spun că noi, profesori universitari, care am pregătit niște generații de juriști, personal am pregătit peste 20.000 de juriști, printre care s-a prea mulți magistrați. Ținem legătură în continuare cu ei. Știm ce se întâmplă în justiție. E bine la noi să susținem cursul post-universitar, masterate, doctorate. Suntem în diverse comisii de acte normative. Noi știm ce se întâmplă în justiție. Ceea ce spunea colegul, e vorba despre imaginea justiției, care mi se pare că la ora actuală este prezentată în mod greșit. Pentru niște cazuri individuale, care se întâmplă în orice țară, la 1.000.000 de dosare, domnule Tucă, se poate întâmpla orice. Nu? Nu trebuie acum să caracterizăm justiția în mod negativ, noi care acum ne pregătim să intrăm în Uniunea Europeană. Mi se pare că lucrul ăsta nu este util pentru țară, să caracterizăm justiția toată pentru niște cazuri luate în mod izolat. Pentru asta noi, profesori universitari, ne-am simțit afectați, că și școala în felul ăsta a fost afectată. Domnul profesor, dar plecând de la acest exemplu, 1.000.000 de dosare la 4.000 de magistrat, asta însemna că un magistrat are 200 de dosare pe an. N-am calculat bine? Cred că dat 8. Nu știu cum este făcut. 1.000.000 de dosare, ați spus, într-un an, da? La 4.000 de magistrați. Asta cât înseamnă? Nu înseamnă... Da, atât înseamnă. Înseamnă 200 de dosare pentru un magistrat. Cum pe poate an. Să... Nu, pe an? Nu știu cum este făcut calculul. Eu pot să vă spun, însă, fără ca să am cifre globale, poate cineva din minister să ne spună care are o asemenea evidență. Noi, evident, noi în mod clar nu avem, dar noi ceea ce știm este că în mod obișnuit... E vorba numai primele trei trimestre. Da, probabil. Se intră cu câte 30-40 de dosare într-o ședință, ceea ce este un lucru infernal. Da, mi se pare incredibil. Zic, pe așa este. Iar procesul acesta, vedeți, judiciar, asta ține de reforma judiciară,
un număr suficient de judecători, o pregătire a lor, inclusiv post-universitară, pentru că este importantă și această pregătire post-universitară, da, care ține pasul cu noutățile vremii. Nu se face foarte repede. Se face în timp. Haideți să luăm ultima legătură telefonică pentru prima parte a emisiunii, rugându-vă să răspundeți după publicitate, dar să ascultăm telespectatorul nostru. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Stanciu Gheorghe, sunt din București. Nu știu de ce se minte atât în justiția română. Cum își permite un judecător de la Curtea Supremă de Justiție să spună de ce te mai judești, că și așa dosarul e pierdut? Cauza ta e pierdută. Și la două termene de judecată face aceeași afirmație. Oare eu mai pot să mă judec având ca judecător pe acest judecător? E o întrebare. Vă mulțumim mult pentru întrebare. Bun. Bună seara. Vă rog. În aceste condiții, justițiabilul avea posibilitatea să recuze judecătorul respectiv. Îmi este greu să cred că în sala de ședință un magistrat poate să aibă o asemenea atitudine. Dreptul... Haideți să-i credem și pe telespectatori. De ce să... Avea probabil de la premiză. Deci, justițiabilul a fost oare asistat de avocat sau nu? Pentru că dacă a fost asistat de avocat și normal era să fie asistat de avocat, avocatul trebuia să-i spună că putea să recuze pe acel judecător. Mă mir că nu s-a întâmplat acest lucru. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate. Aș vrea să discutăm după pauza publicitară, să ne spuneți în ce măsură auziți expresia dumneavoastră ca oameni care sunteți reprezentanții importanți ai sistemului juridic, în ce măsură auziți sau cât de des auziți expresia a murit cu dreptatea în mână. Vă rog să mă credeți, poate că mai ales din partea asta a presei auzim destul de des expresia, însă avem și noi uneori avem tendința să generalizăm, să dăm lucrurilor o amploare mai mare decât este. Dar vom discuta despre cât de des se moare în România cu dreptatea în mână după pauza publicitară. Dați-mi voie să vă citesc câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Un reportaj, un interviu-reportaj pe 3 pagini despre culisele cotrocenilor. Cel care ne-a arătat aceste culise este însuși președintele Ion Iliescu. Dincolo de imagini de la activitățile oficiale sau traseul de la Ziua Porților Deschise, nu se știe aproape nimic. Președintele țării prezintă în Jurnalul Național de mâine locurile în care nu intră decât angajații administrației prezidențiale și ai serviciului de pază și protocol. O ediție specială de mâine a Jurnalului Național are 3 pagini pe acest subiect. O să descoperiți lucruri pe care nu le știați. Mulțumesc, publicitate, după care ne întoarcem la dezbaterea din această seară. Since the beginning, the world has constantly strived for progress. A progress that shapes our dreams and drives us forward. A progress that inspires the new face of Johnny Walker Red Label, whilst the spirit of a unique whiskey remains. Johnny Walker Red Label. Same spirit, evolving face. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Titan cu peron pe partea dreaptă. Special pentru această ocazie am scris o poezie. Îți amintești când ne plimbam pe malul lacului Titan? De mână strâns noi ne țineam, cu ochii larg deschiși visam. Doar de ei tăi ne tot feream. Acum poți vorbi mai mult despre visul tău. Conex îți oferă tarife cu 50% mai mici pentru convorbirile în rețea în primele 5 luni de abonament și telefoane la prețuri speciale. Acum, femeile cu tenul sensibil au motive să zâmbească. Calea sigură pentru reducerea ridurilor. Produsele Eucerin pentru îngrijirea pielii cu coenzima Q10. Demonstrat clinic, vizibil mai puține rituri după 5 săptămâni. Toleranță excelentă la nivelul pielii. Programul medical pentru îngrijirea pielii. Eucerin. Disponibil în farmacii. Și acum, delfinii! Opa, sus! Opa, sus! Bine! Uite!
la Flamingo și ia-ți un televizor cu numai 4.998.000 lei. Televizorul Ivory, 4.998.000 lei, la Flamingo. Ce repede cresc copiii noștri și pe măsură ce cresc, au tot mai puțină nevoie de noi. Din fericire, și vitaminele noastre sunt pe măsura lor. Picovit, pentru copii mari și mici. Thanks, just what I needed. Specială de la Bank Post. Super 90. Un depozit în valută cu o dobândă mai mare la fiecare 30 de zile. Până la 4%. Talonul la control, vă rog. Cumpără Jurnalul Național și cu tichetele de luni și miercuri poți câștiga zilnic televizoare, radiocasetofoane și multe alte premii de la Altex, câte o Dacie pe săptămână, marele premiu, o mașină de lux surpriză. În plus, 60.000 de premii instant te așteaptă. Jurnalul Național. Câștigi în fiecare zi. Aștept. Sau rămâneți la adresă. Poate că nu ai încă tot ce visezi, dar o vodka de calitate e un bun început. Scandic Vodka. Vezi jumătatea plină. Ești un adevărat maestru bucătar. Cum? Speli vasele de bunăvoie? Nu eu. Pur Extra. Aproape că le spală singur. Pur Extra este cu până la 50% mai eficient și astfel curăță cu până la 50% mai multe farfurii decât detergenții lichizi de vase obișnuiți. Incredibil! Pur Extra. Puternic ca o spatulă împotriva agresivii. Calitate de la Henkel. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, continuăm emisiunea în această seară și începem cu o nouă legătură telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm? Vreau să o întreb pe invitații dumneavoastră, da, și mai ales poate pe doamna președintă, pentru că dânsa este mai aproape de situație. De ce la examenul de magistrați, în primul rând vreau să spun că am doi copii avocați, eu sunt inginer, sunt mai în vârstă, dar copiii mei sunt avocați și cred că vor pleca prin țări străine, sunt foarte dezamăgiți de ceea ce li se întâmplă. Practic, avocatura de 5 ani. Sunt dezamăgiți și de felul în care sunt tratați de completele de judecată. Dacă recuzează vreun complet, fiica mea mi-a spus cum, îl recuzați mâine, dar a doua oară o să-mi poarte pică și clienții mei vor avea de suferit. Deci până la urmă eu ca eu iau niște bani, dar clienții vor pierde acțiunea. Și din acest motiv sunt foarte... Fata a participat la un concurs de, pentru magistrați, având condițiile din luna decembrie, condițiile îndeplinite. A luat vreo 6 și vreo 70 la acest concurs, a făcut contestația, a luat vreo 7-50, admiterea s-a făcut peste 8, dar la acest concurs au promovat 4 concurenți din 300 de participanți pentru, sau mai mulți, pentru 300 de locuri în magistratură. Înainte de acest concurs sau imediat după, au fost promovați pe post de magistrat 30 de candidați pe bază de interviu. Dacă justiția este corectă, cum este posibil așa ceva? Mulțumim. Deci aceste lucruri vi le spun pentru că eu mi-am îndemnat fata să nu îmi urmeze cariera, să urmeze o carieră în justiție. Am avut probleme în justiție și am zis că ea se va putea apăra. Și acum regret că am făcut acest lucru. Deci ea a fost o studentă bună, a avut 9,60, așa a terminat. Și este foarte preocupată de clienții ei. Vă mulțumim pentru telefon, doamnă. Bună seara! Într-adevăr, examenul de admitere în magistratură a fost extrem de dificil. Asta am înțeles, dar de ce după examen a fost primis prin interviu? Eu sigur vă spun că nu s-a întâmplat așa. În 2003, numai 7 magistrați au intrat în sistem fără examen și aceștia, din foștii magistrați care au avut o vechime considerabilă în activitatea de magistratură.
Sigur, vă spun că după acest examen, și nu au fost 300 de locuri, cred că au fost în jur de 700 de locuri. Examenul a fost luat de 10, cred că 10 candidați au reușit să ia acest examen și după contestații 4-5, deci foarte puțin, extrem de puțin. Examenul este serios, cine vrea să intre în magistratură trebuie să învețe. Foarte greu, nu serios. Greu și serios în același timp. Nu? Haideți să mai luăm acum o legătură telefonică. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm, spuneți! Domnul Tucă? Da? Domnul Tucă, din Craiova sunt. Vă rog. În legătură cu acest accident care a fost mediatizat în Craiova. Da. Deci sunteți, cred că, bine informați. Cu băiatul magistratului. Da, 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 da. Deci o singură întrebare, așa, o problemă aș vrea să vă pun. Deci sunt total depărtat de acest ăsta, dar mă doare pentru că am și eu copii. Și văd ce se întâmplă în justiția asta. Deci acest magistrat își permite să corupă un polițist. Acest polițist a fost demis. Ce s-a întâmplat cu acest magistrat care în continuare depune presiuni în orașul Craiova pentru ca fiul dânsului să fie scos bazma curată? Deci rețineți, la ora actuală, să depun presiuni în Craiova asupra cetățenilor. A căutat și găsește martă care practic sunt paralel cu acest accident, pe care îi supune unor presiuni, să spună ceea ce vrea dânsul ca băiatul să iasă bazma curată. Care are dosare penale, s-a spus, a mediatizat. Eu nu știu, nu pot să-l consider pe acest om părinte. Și să vă mai spun ceva. Deci la ora actuală poliția și cu magistratura sunt la ora actuală, sunt mână-mână la ora actuală când se întâmplă niște probleme de acest gen. Toți au ajuns la concluzia că la oameni le e frică, la ăștia de jos, mărunțiși, le e frică de ei și, domnule, ei poate să vină cu fel și fel de minimale. Pentru că ăștia, oamenii de rând, au ajuns să fie controlați de ei grămadă. Nu mai știi de cine ești controlat sau cine ești verificat. Ei sunt mână reală, mână reală. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Bună seara. Ce răspundem telespectatorului nostru? Eu nu sunt în măsură să îi dau un răspuns. Nu știu ce s-a întâmplat la Craiova exact. Organele abilitate or să stabilească situația reală. Păi s-a întâmplat ca fiul unui magistrat să facă un accident, iar la o zi după acest accident să se ajungă la concluzia că, de fapt, nu fiul magistratului era... Deci vă spun relatările care au apărut în presă, nu fiul magistratului era la volan, ci era vorba de altcineva. Polițistul, șeful de acolo de la circulație a fost demis, întrucât magistratul împreună cu polițistul respectiv s-au deplasat la locul accidentului pentru... Nu știu de ce erau împreună. Domnul Tugă. Da. Sunt cazuri particulare. Da. Noi vorbim de sistem, vorbim de ce înseamnă reforma în justiție. Sunt lucruri foarte importante pentru România, pentru că, până la urmă, asta se discută la Uniunea Europeană și, într-adevăr, sunt lucruri foarte importante. Dar oamenii se lovesc de astfel de cazuri. Ați văzut care sunt cazurile telespectatorilor. Așa este. Și oamenii își au dreptatea lor. Dreptatea lor care trebuie să fie și a noastră. Pentru că, până la urmă, interesul național din interesele acestea ale oamenilor este alcătuit. Dar și eu aș vrea să fac această departajare cu care, de fapt, dumneavoastră și începe. Sunt două lucruri... Da. Este un caz regretabil. Și eu știu din presă. Nu... Uh-huh. Este un caz regretabil ce s-a întâmplat la Craiova. Noi constatăm însă, ca juriști, că suntem în fața unei cauze judiciare aflate în curs de rezolvare. E adevărat. E un proces și un proces complex. Un proces alcătuit până la urmă, dacă se dovedește că așa stau lucruri, din mai multe procese. E greu ca să facem noi acum... Domn profesor, spuneți-mi, vorbind de reforma justiției românești, explicați-le telespectatorilor pe înțelesul lor ce înseamnă această reformă. Și când se va termina ea? Sau când va ajunge într-un punct astfel încât să putem accede în Uniunea Europeană? Să avem o legislație coerentă și în același timp compatibilă cu țările din Uniunea Europeană? Exact. Cu legislația din țările Uniunii Europene. Statul de drept pe care noi îl construim și pe care l-am edificat, cel puțin principial, convingător, prin Constituția revizuită, nu poate fi construit dacă nu realizăm această reformă în justiție. Coordonatele ei sunt cele două pe care le-am spus mai înainte. Ne trebuie întâi de toate un sistem legislativ credibil și un sistem legislativ apropiat de sistemele legislative existente în Uniunea Europeană.
Cum? Și în sistemul legislativ este alcătuit din totalitatea legilor care îl guvernează și care se subordonează Constituției. Aplică, nu, Constituția. Pot să vă dau nenumărate exemple. Le știți și dumneavoastră, le știu și ascultătorii noștri de pachete de legi foarte reușite din acest punct de vedere. Avem legi care, noi vorbim de corupție, dar avem legi anticorupție foarte eficiente. Avem o lege care luptă împotriva, care fundamentează lupta calificată împotriva criminalității organizate. Avem și mai ales, și probabil că despre acest lucru ar trebui să discutăm, un proiect de nou cod penal care acum este dezbătut în Parlament. Și vă asigur că acest nou cod penal este construit exact pe principiile, așa cum spunem și noi în scrisoare, care au inspirat noile coduri penale ale unor țări din Uniunea Europeană. Acest cod penal, care vă interesează și pe dumneavoastră ca om de presă, știți câte discuții s-au dus în legătură cu calomnia prin presă și așa mai departe, după părerea noastră, apropie foarte mult sistemul legislativ românesc de pretențiile pe care Uniunea Europeană, pe bună dreptate, le are față de noi. Da, dar ați văzut în Comisia Juridică, apropo de presă și de ziariști, că au aprobat acel lucru legat de fotografierea să spunem, caselor demnitarilor, că se poate interpreta și în acest mod, că se poate pedepsi cu închisoare. Cum vi se pare asta? Acum, problemele noi discutăm într-un sistem liber, nu-i așa? Ce pot să vă spun este că, în ce mă privește, eu am fost de la bun început pentru înlăturarea pedepsei cu închisoarea, în cazul calomniei în general și a calomniei prin presă în special. Așa cum este ea, presa, cu bune, cu rele. Exact, cu bune, cu rele, cum sunt toate în domeniul vieții sociale, economice și nu numai, ea rămâne un garant al libertății individuale și publice. Și deci nu ar fi trebuit să fie stânjenită de această sancțiune din niciun punct de vedere. Dar și presa, așa cum un cotidian are chiar pe prima pagină această sintagmă, nimeni nu este deasupra legii, nici presa nu este deasupra legii. Și deci și ea trebuie să se subordoneze într-un stat de drept unor principii care asigură evoluțiunea civilizată. Legile da. Să le Dar cred că nu are ce căuta închisoarea în această problemă. Independența, amendamentul 1, propus de Emma Nicholson, că tot vorbim de amendamente și vorbim de Parlamentul Europei. Spune, printre altele, independența și funcționarea justiției, în special limitarea puterilor Ministerului Justiției și acordarea de mai multe resurse domeniului juridic. Exact ceea ce spuneam mai devreme. Acest lucru a fost explicat de către doamna președintă. Bun, dar de ce revine aici? Că acum mingea se află în terenul Consiliului Superior al Magistraturii. Ei sunt cei care propun judecători, care numește președintele României, ei sunt cei care promovează și în anumite situații excepționale propun anumite măsuri disciplinare. Aici Ministerul Justiției nu mai are un cuvânt de spus. Deci atribuțiile Ministrului Justiției sunt clar limitate. Independența, așa cum am spus și mai înainte, se reflectă și din acest punct de vedere. Atribuțiile Ministrului Justiției, atribuții care au fost mult mărite prin modificarea legii 92/92 în anul 1997, au fost cedate de Ministrul Justiției, tocmai pentru a înlătura orice discuții. Amendamentul 5, apropo de amendamente, salută, paragraful 3, salută strategia de reforma Guvernului României pentru sistemul juridic și planul de acțiune atașat și solicită României să aloce suficiente resurse umane și financiare pentru reformă reală. Solicită în continuare consolidarea independenței și profesionalismului din cadrul justiției, angajaților din sistemul judiciar să le fie pus la dispoziție suficiente modalități de perfecționare. Solicită Guvernului României consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii și să renunțe la capacitatea Procurorului General de a formula apeluri extraordinare, iar în locul acestuia să creeze un sistem coerent pentru realizarea apelurilor. Adică trebuie să vă spun, dacă ne uităm la toate aceste amendamente, foarte multe dintre ele se referă la justiție, și doamna președinte. Și foarte multe dintre ele au rămas fără obiect, vă spun. Pentru că, în prezent, așa cum am spus, independența magistratului este reală. Independența magistratului, apropo de situația la care făceați referire, se reflectă și în pregătirea profesională a magistratului. Un bun profesionist se poate manifesta independent. Ori
magistrații acordă o atenție deosebită perfecționării profesionale prin cursuri opționale în cadrul seminariilor organizate de Ministerul Justiției sau Institutul Național de Magistratură, în cadrul învățământului profesional, unde se discută probleme controversate în ideea creării unei practici unitare. Și aici aș vrea să subliniez că ar trebui pus un accent deosebit pe unificarea practicii de curte, în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că o practică neunitară creează un fals fenomen de corupție. O nouă legătură telefonică. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! În anul 2000 am primit titlul de proprietate pe fostul teren care a fost confiscat în 1947. În 2002, primarul Fălticenului mă dă în judecată și să-mi anuleze titlul de proprietate, că este în centrul orașului. Judecătoria Fălticen dă câștig de cauză primarului, iar de la Curtea de Apel nu am primit nici în prezent niciun rezultat. Bun, vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu! Probabil că dacă a fost recurs la Curtea de Apel, decizia Curții de Apel nu se comunică. Urmează decizia pronunțată în recurs, nu se comunică. Urmează să meargă la Curtea de Apel respectivă să își primească decizia. Uite că dăm și consultații cu această ocazie. Dar revenind, nimic rău în asta. Dar revenind la independența... Câți magistrați corupți au fost prinși cu mâța în sac din 89 până în prezent? S-au dat o serie de avize de cercetare penală magistraților care au încălcat legea, magistraților, judecători, procurori, notari, dar s-a observat că de la mijlocul anului 2003 lucrurile au început să se așeze. Magistrații au înțeles că trebuie să respecte deontologia, că trebuie să respecte legea, să aplice legea în litera și spiritul ei. Ce caută ministrul de justiție la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii? Este prevăzută în Constituție dreptul lui de a participa la ședințele Consiliului. Trebuie însă observat că în redactarea nouă a Constituției, este vorba de Constituția revizuită, Consiliul Superior al Magistraturii și-a sporit foarte mult atribuțiile. Ori asta înseamnă o garanție a libertății judecătorului și o garanție a independenței justiției. Chiar spre exemplu, în textul Constituției se spune foarte limpede că atunci când este vorba de un proces disciplinar la una dintre secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției nu are drept de vot. Este un pas înainte față de ceea ce era. Probabil că oamenii ar dori și alți pași înainte. Se vor face și aceștia putin. Justiția nu e pentru românul de rând, e pentru cei care au relații. Inteligența noastră rațională este impecabilă, dar cea emoțională precară. Nu vă lasă să vedeți unele evidențe. Când va avea loc mult promisă europenizarea salariilor magistraților? Sunt mai puțin demnitari decât parlamentarii magistrații? Ce spuneți despre concursul pentru 350 de posturi de judecători pentru judecători, care s-a repetat în noiembrie 2003 și februarie 2004. Acest concurs este organizat de Institutul Național de Magistratură. Chiar cunosc condițiile pentru că noi primim dosarele candidaților de pe raza Tribunalului București. Mai mult, chiar nu vă pot spune nimic în legătură cu subiectele care au fost date. Știu că a fost un examen sever. Stimată doamnă magistrat, v-aș ruga, insistăm să-mi spuneți pe scurt părerea noastră despre Baroul Constituțional Român. Într-adevăr, câțiva din magistrații Tribunalului București au fost acuzați că au primit concluzii ale avocaților care fac parte din acest barou. Eu am discutat cu magistrații. Magistrații nu aveau de unde să știe apartenența acestor avocați, pentru că delegațiile sunt efectiv la fel cu delegațiile avocaților din Uniunea Națională. Așa încât nu le-am găsit... De ce vă plângeți de lipsa de personal când știu din interior ce pilă și relații se aruncă în joc, nu mai vorbesc de bani ca să devii judecător?
v-am explicat, procesul de accedere în magistratură este un proces foarte serios. Accederea se face numai, această percepție de care... numai prin Institutul Național de Magistratură. Percepe și dumneavoastră și toată lumea în ce condiții s-a organizat și se organizează acest concurs, câte locuri s-au ocupat în urma concursului, așa încât e deprisos, nu știu de unde această percepție și această insistență. Noi suntem acuzați pe bună dreptate că vedem doar o parte mai generală a lucrurilor și nu vedem și cazurile individuale. Dar același reproș, pe același principiu, poate fi adresat și interlocutorilor noștri. Că văd numai părțile individuale ale fenomenului și nu văd privirea, nu văd aspectul general. Ori noi am venit aici să discutăm, domnule Tuc, acest aspect general. Ce marchează cu adevărat întreaga activitate a corpului magistraților din România? Îi marchează pe toți și sunt vreo 7.000, vreo 4.500 de judecători și vreo 2.500 de procurori, așa în mare aceste cifre, îi marchează pe toți corupția? Asta este problema. Eu îl rog pe cetățeanul care, pe drept cuvânt, a pierdut un proces, adică pe dreptatea lui, cum spuneați dumneavoastră mai înainte, să se gândească că această nenorocire a lui nu înseamnă o justiție națională coruptă. Asta este problema noastră acum. Că dacă o explicăm în acești termeni, probabil că o percep la fel și cei din afara țării. Eu citesc câte mesajele primite la telespectatori și asta ne pune pe fiecare să... multe dosare pe rol înseamnă legi neclare, legi slabe. Cum se face că un proces pierdut la Cluj se câștigă la București? Dacă 99,9% sunt corecți, cum vă explicați că mulți români își găsesc dreptatea la Strasburg? Este adevărat că se cere șpagă pentru admiterea în barou, deși sunt atât de puțini judecători? Ce pregătire economică au judecătorii care judecă dosarele economice? Câți au această pregătire? La 1.000.000 de cazuri judecate de 4.000 de judecători, revin 250 de cazuri pe an pe judecător, adică unul pe zi. Scuzați-mă, s-a avut în vedere numai volumul de activitate pe primele 9 luni ale anului 2003, înțeleg. Și nu păi sunt oameni... Păi și mai multe. Da. Mai de multe, mult mai multe cauze, sigur că cu da. Cifre statistice exacte, noi nu suntem pregătiți în această seară să dăm răspunsuri. Trebuie să le spunem celor erau care așteaptă un răspuns de la noi. Erau 1.000.000 de dosare civile plus 20. Asemenea, privire statistică, milioane. Ea există, dar ea poate constitui obiectul unei discuții separate, pentru că... cifrele pe care noi le-am avansat sunt cu o aproximație destul de mare. Să-mi spun ceva. Da. În scrisoarea aceasta pe care noi profesorii am trimis-o către Parlamentul European, este vorba de un eveniment care are loc mâine în Comitetul de Politică Externă a Parlamentului European, se discută problema României. Cred că sunteți cu toți de acord și dumneavoastră și cei care ne ascultă, că este interesul țării noastre ca negocierile dintre România și Parlamentul European să nu fie amânate, să nu pierdem un an de zile, pentru că noi merităm acest lucru. Iar cadrul ăsta care avem în justiție, nu uitați că totdeauna o parte este nemulțumită de soluții. Nu trebuie să afecteze imaginea justiției și imaginea țării noastre. Și mai există un fenomen obiectiv. Repet, de 14 ani se face justiția adevărată în România. Greu se repară în 14 ani tot ceea ce s-a stricat în 45 de ani și s-a stricat cu intensitatea pe care o cunoașteți. Oamenii aceștia care ajung la Strasburg, la Comisia Europeană a Drepturilor Omului ca să-și câștige dreptatea, sunt victimele acestei situații. Fără îndoială că au dreptate. Dar și ei trebuie să înțeleagă că această aglomerare imensă nu este normală ca să zic așa, că ea este specifică acestei perioade de tranziție pe care o parcurge. O secundă, vă rog, că este cineva care stă de mult timp la telefon. Bună seara! Bună seara, domnule Ducă, bună seara invitaților dumneavoastră. Întrebarea mea se adresează în special doamnei președinte a Tribunalului București, care am înțeles că are și calitatea de a fi membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Întrebarea mea este foarte directă. În ce măsură mai este aplicabil sau își găsește aplicabilitate articolul 67 din Legea de Organizare Judecătorească 92/92, așa cum a fost modificată și completată până în prezent, în sensul că în ce măsură își mai găsesc aplicabilitatea dispozițiile acestui articol, care spun că în mod excepțional pot fi numiți în magistratură fără concurs sau persoane care au titlul de doctor în drept sau, printre altele, mă interesează cei care au calitatea de avocat de cel puțin 5 ani.
Eu sunt avocat de profesie, am absolvit cursuri post-universitare de drept penal, sunt înscrisă la doctorat în drept penal, având în pregătire teza, deci este ultima parte a doctoratului. V-am expus această pregătire pe care o am până în momentul prezent, pentru a o întreba pe dânsa în mod direct. În ce măsură mă pot încadra cu această pregătire în această calificare de a beneficia de articolul 67, în mod excepțional, pentru că legea actuală, așa cum încă ea nu a fost modificată, face să fie aplicabil acest articol. Și încă o întrebare, dacă competent în această măsură este Consiliul Superior al Magistraturii, că înțeleg că atribuțiile doamnei ministru al Justiției au fost trecute în mare parte în competența Consiliului Superior al Magistraturii. Și care este procedura pentru a intra în mod excepțional în magistratură fără concurs sau examen? Vă mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebare. Noi, bună seara, vă rog. Doamna, scurt, mai avem doamna timp, vă rog. Poate depune cerere la Consiliul Superior al Magistraturii, care va analiza dosarul, va depune dosarul, da? Va analiza dosarul, dar ceea ce am subliniat și la început, intrarea în magistratură se face de principiu prin concurs. Mulțumesc mult pentru ultima dată în această seară, publicitate. Îmi place părul meu când este proaspăt vopsit. Și are strălucire. După un timp e aspru. Și pierde luciul. Mă simt... Și atunci visez ceva. DAV. Este foarte lucios părul. Chiar strălucitor. Trimit raze așa. Pac, pac. Da, e un păr vioi. Și a revenit. Mi-a dat exact ce-mi trebuia. Hidratarea, da. Ce are în plus? Are farmec. Personalitate. N-am cuvinte să spun ce este, DAV. Mă bucur de descoperirea mea. Da. Sau rămâneți la adresă. Poate că nu ai încă tot ce visezi, dar o vodcă de calitate e un bun început. Scandic Vodka. Vezi jumătatea plină. Just me and you, doing what I've always wanted to. I'm the luckiest boy alive. This is the best day of my life. Posesorul domnului Volkswagen Golf este rugat să mute de urgență mașina din dreptul ieșirii. Since the beginning, the world has constantly strived for progress. A progress that shapes our dreams and drives us forward. A progress that inspires the new face of Johnnie Walker Red Label, whilst the spirit of a unique whiskey remains. Johnnie Walker Red Label. Same spirit, evolving face. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, discuția a continuat și pe pauza publicitară. Sunt foarte multe lucruri importante care nu s-au dezbătut, care nu au fost discutate despre justiția din România, despre sistemul legislativ. Din păcate, pentru lucrurile importante avem foarte puțin timp, așa cum se întâmplă de obicei în România. Când credeți că se va termina reforma în justiție, astfel încât să aibă loc integrarea noastră? Se va întâmpla asta până în 2007, când va trebui să fim integrați în Europa sau mai e cale lungă? Termenul este prestabilit. Este anul 2007. Că e prestabilit, da. Eu am convingerea că se va termina înainte acestui an. Așa cum merg lucrurile acum. Înaintea anului 2007. Sigur că da.
înainte acestui termen fixat pentru intrarea României în Uniunea Europeană, toate semnalele pe care noi le avem din partea, nu numai a puterilor în stat, a puterii judecătorești, a parlamentului, a puterii executive, dar și cele ale societății civile, este că noi vom termina reforma în justiție într-un an, un an și jumătate. Legile, toate legile necesare pentru fundamentarea acestei reforme în justiție vor fi aprobate de Parlament. Rămâne însă ca aplicarea acestora, care este o chestiune de durată și nimeni nu are pretenția ca să și vadă o aplicare eficientă a lor într-un an sau două, este o chestiune de durată, fără îndoială, care va depăși anul 2007, dar lucrul acesta nu surprinde pe nimeni. Mulțumesc, domn profesor. Asta e și părerea mea pe care a spus-o colegul meu, că este un proces de durată, dar care la noi are la ora actuală un cadru legislativ aproape format și un cadru instituțional care se profilează și care, credem noi, în următorii ani va fi definitivat. Ce fac reprezentanții de frunte din conducerea instituțiilor care reprezintă justiția română pentru a arăta și fața mai puțin nevăzut? Ziarele, presa, opinia publică vorbesc întotdeauna de nedreptăți. Niciodată nu o să vină să prezintă dreptățile care s-au făcut. Ce faceți pentru asta, doamnă președinte? Magistrații sunt, v-am spus, profesioniști, sunt modești, lucrează dosarele, depun pasiune, sunt onești, am spus. Ați spus de multe ori asta, dar eu vă întrebam ce faceți pentru a face publice și lucrurile pe care le fac. Cu siguranță, nu trebuie să spuneți doar că sunt onești. Să îmbunătățim relația cu media. Cu media și, până la urmă, cu cetățeanul de rând, pentru că ați văzut și dumneavoastră, n-a sunat nimeni și nu o să sune niciodată cineva care să spună mulțumesc judecătorului Popescu, mi-a făcut o mare dreptate. Totdeauna oamenii sună când e vorba de nouă dreptate, când e vorba de o cauză pe care eu o consideră nedreaptă într-un dosar, oamenii sună, dau exemple, cazurile care ajung la Strasburg, care trec pe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Asta e viața. Acestea sunt cazuri individuale, așa cum ați remarcat și dumneavoastră. Toate cazurile sunt individuale, doamnă președinte. Dar vroiam să spun că aceste cazuri nu ar trebui să arunce, am mai spus, o pată neagră asupra sistemului judiciar din România. Numai o persoană de rea credință nu recunoaște că s-au făcut pași importanți pe drumul reformei în justiție. Că se fac observații critice, acestea vor fi soluționate prin continuarea procesului de reformă în justiție. Vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Ne întâlnim din nou mâine seară. Nu uitați, în Jurnalul Național de mâine, Ion Iliescu însuși dezvăluie culisele și tainele cotrocenilor. O să citiți un amplu material despre acest subiect. Mâine, culisele cotrocenilor. Mulțumesc mult! Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine seară la 22:30. Până atunci vă spun, ca de obicei, țineți aproape. Redescoperi frumusețea pielii în fiecare zi.